Salut prieteni și bine v-am găsit la un nou video. Eu sunt Adrian Chelaru și astăzi vreau să vă prezint gradele de protecție IP. Vreau să fac un video scurt prin care să vă prezint. Am făcut mai multe imagini sugestive pentru a înțelege cei care nu știu ce reprezintă gradele de protecție. Dacă verificați datele tehnice ale echipamentelor electrice și electronice, cum ar fi doze, tablouri, fișe, prize, întrerupătoare, asigurați-vă că veți găsi coduri formate din litere IP, urmate de cele două cifre, referindu-vă la gradul de protecție. Dacă nu înțelegeți clar ce înseamnă acestea, rămâneți alături de mine să vă explic în detaliu toate aceste lucruri. Aceste grade de protecție sunt sub standardul EN60529, și se referă la un standard internațional care indică nivelul de protecție a echipamentelor electrice sau electronice împotriva pătrunderii praf sau apă. Acest standard stabilește reguli pentru clasificarea diferitelor grade de protecție a carcaselor pentru echipamente electrice și electronice împotriva agenților externi, în special a factorului uman sau agenților de mediu, sau acoperirea exterioară a echipamentelor sau dispozitivului împotriva pătrunderii de solide și lichide, în principal praf sau apă. Pentru a interpreta gradul de protecție, trebuie să rețineți că semnalizarea acestuia se face prin cele două litere, care apar întotdeauna urmate de două cifre. Prima cifră se referă la protecția dispozitivului împotriva intrării de elemente solide și poate varia între 0 și 6. A doua cifră se referă la protecția dispozitivului împotriva pătrunderei apei și poate varia între 0 și 8. Astfel, cel mai mic grad de protecție pe care îl putem găsi este IP00, iar IP68 este cel mai ridicat. De regulă putem spune că cel mai mare grad de IP, cel mai protejat și mai izolat, este dispozitivul împotriva pătrunderii elementelor externe. Așa cum vă spuneam, în funcție de destinația echipamentului, el trebuie să aibă în datele tehnice sau pe etichetă, simbolizat cu un IP, gradul de protecție pe care îl respectă. În funcție de asta, poate fi instalat în interior, exterior, poate chiar și sub apă. După cum ați observat, poate să reziste gradul IP68, poate să reziste chiar sub apă. Bineînțeles, acum o să vă fac o descriere pentru fiecare IP în parte, fiecare cifră. O să încep cu 00 pentru că e fără protecție în ambele cazuri. Și o să continui cu stânga, care reprezintă intruziunea, apoi o să merg pe dreapta. În dreapta am lăsat X ca să poată să fie doar un singur număr, după care o să vă arăt și ambele combinate. Deci începem cu partea de intruziune. 1 reprezintă protejat împotriva corpurilor solide străine cu diametrul mai mare sau egal cu 50 mm. 2. Protejat împotriva corpurilor solide străine cu diametru mai mare sau egal de 12,5 mm. 3. Protejat împotriva corpurilor solide străine cu diametrul mai mare sau egal de 2,5 mm. 4. Protejat împotriva corpurilor solide străine cu diametru mai mare sau egal de 1 mm. 5. Protecție la praf și a altor reziduri microscopice. 6. Etanșare completă la praf. Trecem la partea din dreapta, partea cu umiditatea. 1, care reprezintă protecție împotriva condensului. 2, care reprezintă protecție împotriva picăturilor de apă cu 15 grade înclinație. 3, care reprezintă protecție împotriva apei pulverizate cu 60 grade înclinație. 4, reprezintă protecție împotriva apei pulverizate cu orice înclinație. 5, reprezintă protecție împotriva jeturilor de apă cu orice înclinație. 6, reprezintă protecție împotriva jeturilor de apă puternice și averse. 7. Protecție împotriva efectelor imersiei temporare până la 1 metru și timp de 30 de minute. 8. Protecție împotriva scufundării permanente sub apă până la 4 metri adâncime. Acum o să continuăm cu variante comune pe care le găsim mai pe toate echipamentele noastre și variante combinate din două cifre, practic și din partea de intruziune și partea de umiditate. În cazul nostru 2.0, pe care îl găsim mai pe toate prizele întrerupătoarele din interior, protejat împotriva corpurilor solide străine cu diametru mai mare sau egal de 12,5 mm și fără protecție pe partea de umiditate. 22 deja e protejat împotriva corpurilor solide străine cu diametru de mai mare sau egal de 12,5 mm și protecție împotriva picăturilor de apă cu 15 grade înclinație.
44 care o găsim pe toate prizele care le instalăm în exterior, protejat împotriva corpurilor solide străine cu diametru de mai mare sau egal de 1 mm și protecție împotriva apei pulverizate cu orice inclinație, da? Deci poate să stea în ploaie. 54, protecție la praf și al altor reziduri microscopice, protecție împotriva apei pulverizate cu orice inclinație. 67, etanșare completă la praf, protecție împotriva efectelor imersiei temporare până la 1 metru și timp de 30 de minute. Aici am venit cu niște exemple mai simple. Practic, dacă vă uitați în stânga și în dreapta, observați săgețile pentru a demonstra, spre exemplu, gradul de protecție acestui tablou, care are un grad de protecție de IP40. Și dacă observați, avem în stânga din tabel liniuța de la 4 și în dreapta avem de la 0. Deci, practic, este protejat împotriva corpurilor solide străine cu diametru mai mare sau egal de 1 mm și, bineînțeles, fără protecție din partea de umiditate. Încă un exemplu, o priză care are IP20 și pe care am tot întâlnit-o montată în exterior. Da, deci ceea ce nu e bine, trebuie practic să vă uitați pe spatele ei și să vedeți că dacă scrie IP20, chiar dacă este PT, trebuie să știți să respectați, pentru că practic nu este în regulă să o montați în exterior. Poate deveni periculoasă. Deci, în cazul ăsta, este protejat împotriva corpurilor solide străine cu diametru mai mare sau egal de 12,5 mm și, bineînțeles, fără protecție din punct de vedere al umidității, deci nu este recomandat în exterior. Mare atenție când alegeți astfel de tip de prize. Varianta IP44, un exemplu, un întrerupător care, practic, este protejat împotriva corpurilor solide străine cu diametru mai mare sau egal de 1 mm și, bineînțeles, protecție împotriva apei pulverizate cu orice inclinație. IP67, un proiector, spre exemplu, etanșare completă la praf și protecție împotriva jeturilor de apă cu orice inclinație. Deci, practic, el poate fi montat în exterior pe o clădire sau pe o hală și poate să reziste la furtuni, la ploi, chiar dacă bate direct în el. Este atât de etanș încât nu va intra apa și nu îl va afecta. Trecem la IP67, etanșare completă la praf și protecție împotriva efectelor imersiei temporare până la 1 metru și timp de 30 de minute. În general o să le găsiți în zonele industriale sau în zonele cu, să zicem, organizări de șantier, unde o să le vedeți aruncate pe acolo, pe acolo și sunt foarte, foarte rezistente, bineînțeles. Trebuie să și respecte gradul de protecție. Punem și o variantă IP68 și aici sunt dozele cu gel. Practic, după ce închizi acele doze, gelul respectiv nu mai permite pătrunderea nici a prafului, nici a apei și respectă gradul IP68, care reprezintă etanșare completă la praf și, bineînțeles, protecția împotriva scufundării permanente sub apă până la 4 metri adâncime. Facem și un exemplu de echipamente care pot fi, să zicem așa, trecute de la un grad de protecție mai mic la unul mai mare. După cum observați, o priză simplă care are un grad de protecție pe 20, băgată într-o doză de aparat cu grad de protecție IP40, poate fi montată în exterior sub o streașină, spre exemplu, să nu plouă în el direct, pentru că nu are grad de protecție la umiditate și, bineînțeles, tot aceeași priză băgată într-o carcasă cu grad de protecție IP55 poate fi montată în exterior fără probleme. În încheiere ar mai fi de adăugat faptul că, în afară celor două cifre, care reprezintă protecție împotriva intruziunilor și protecție împotriva umidității, ar mai putea fi și o literă, care reprezintă dacă este F, rezistent la ulei, dacă este H, dispozitiv de înaltă tensiune, dacă este M, dispozitiv în mișcare în timpul testului de apă, dacă este S, dispozitiv staționar în timpul testului de apă, dacă este W, este în funcție de condițiile de mediu. Ar mai fi multe de spus, am vrut să fac un video scurt pentru ca cei care nu știu și nu înțeleg care e ideea și nu știu să aleagă gradul de protecție să o facă și să le fie mai ușor să înțeleagă. Da, o să vreau pe viitor să mai discutăm și despre alte tipuri de protecții, dar zic că momentan este de ajuns pentru a înțelege exact cum să interpretezi aceste cifre,
pentru că practic am întâlnit foarte mulți electricieni care nu înțelegeau care e diferența dintre IP20 și IP44. Pentru ei era același lucru. Uneori o să observați că practic o simplă garnitură care ți-o dă producătorul în pachet face ca acel echipament să poată să aibă un grad de protecție mai mare și de multe ori aceea garnitură o aruncăm sau chiar o presetupă care dacă nu o tăiem cum trebuie sau pur și simplu nici nu mai punem, practic am văzut că multe sunt aruncate, intră cu cablu că intră mai ușor. Nu, acea presetupă avea rolul de a proteja, de a îți îndeplini gradul de protecție pe care trebuie să-l respecti. Sper că v-a prins bine acest video, sper că v-a fi fost util și bineînțeles sper că pe viitor încercați să respectați cât de cât aceste informații, pentru că este spre binele tuturor. Vă aștept cu comentarii și sugestii și completări, bineînțeles, și nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja și vă aștept cu drag la următoarele episoade. Numai bine!